Bună ziua! De astăzi încep o serie de videoclipuri în care voi explica cum se citesc schemele și, de asemenea, le vom lucra împreună fiecare rând. Pentru astăzi am ales această mică schemă. Fotografia ați văzut-o la început pentru ce model frumos puteți să faceți din ea. Toate aceste videoclipuri vor apărea fie regulat, fie săptămânal, și vor fi incluse în secțiunea podcasturi, unde aveți pe canalul meu secțiunea videoclipuri, playlisturi, comunitate, a apărut și secțiunea podcasturi. De acolo vă puteți uita oricând viziona. Și să vedem. Un raport are 6 ochiuri. Inițial este foarte simplă această schemă. Foarte simplă. Doar că avem aici dublu jeteuri și vom învăța cum se lucrează dublu jeteu pe dosul lucrului. O să vă arăt un truc, așa că rămâneți aproape. Acum să vedem. Acesta, ochi pe față, acest simbol, două scăzute spre dreapta și se vede și înclinația. Jeteu, jeteu, două scăzute spre stânga, un ochi față. Un raport are 6 ochiuri. Eu am montat, să las așa să se vadă foarte bine, am montat pentru 3 raporturi, 3 ori 6, 18, plus 2, 20. Am lucrat rândul 0, ca de obicei, doar ochiuri pe dos. Și acum începem să lucrăm. Iată de aici. Un ochi pe față, două scăzute spre dreapta. Jeteu, jeteu, dublu jeteu. Luăm o dată jeteu și încă o dată. Două scăzute spre stânga. Un ochi față. Și aici avem un raport. Putem să atașăm marker. Cum doriți. Și începem iarăși. Un ochi față. Două scăzute spre dreapta. Jeteu. Jeteu sau dublu jeteu, două scăzute spre stânga, un ochi față. Și mai am nevoie de un marker să fie verde. Și tot de aici se repetă. Un ochi față, două scăzute spre dreapta, jeteu, jeteu. Două scăzute spre stânga, un ochi față și cel de margine pe dos. Haideți să vedem cum se lucrează pe dosul lucrului. Toate ochiurile se lucrează pe dos. Unde avem dublu jeteu, cum vom lucra? Stați să dau poate să se vadă mai bine. În primul rând, acest jeteu nu-l lucrăm de aici, ci iată chiar de aici. Să nu rămână chiar așa de mare gaură. Al doilea îl lucrăm, iată, liber. Restul le lucrăm așa cum vin, adică pe dos. Și acuși ne mai uităm. Nu lucrăm de aici, ci iată în acest mod. Pe dos, pe dos și încă o dată. Eu sper că ați înțeles și am ținut să lămuresc acest aspect. Rândul 3, pentru că 2 deja l-am făcut. Două scăzute spre dreapta. Jeteu, două ochiuri pe față. Priviți ce găurică am obținut aici. Jeteu, două scăzute spre... Aici a fost două spre dreapta, aici două spre stânga.
Iarăși repetăm. Două scăzute spre dreapta. Jeteu. Două ochiuri pe față. Jeteu. Două scăzute spre stânga. Și încă o dată repetăm. Două scăzute spre dreapta. Jeteu, două ochiuri pe față. Jeteu, două spre stânga și unul pe dos. Rândul 4, doar ochiuri pe dos. Rândul 5. Un ochi pe față, jeteu, două scăzute spre stânga, două scăzute spre dreapta. Jeteu, un ochi față. Priviți ce model drăguț, potrivit pentru vară. Cum să dau foaia să nu vă deranjeze? Repetăm încă de două ori. Rândul 5, un ochi față, jeteu, două scăzute spre stânga, două scăzute spre dreapta, eu le întorc cu locul. Așa. Jeteu, un ochi față. Și încă o dată. Un ochi față, jeteu, două scăzute spre stânga, două scăzute spre dreapta. Jeteu, un ochi față și cel de margine pe dos. Dacă faceți dintr-un fir subțire, va fi super. Rândul 7. Jeteu, două scăzute spre stânga, două ochiuri pe față, două scăzute spre dreapta și jeteu. Acesta este un raport. Și încă o dată. Jeteu, două scăzute spre stânga, două ochiuri față, două scăzute spre dreapta. Jeteu. Cel de margine pe dos. Lucrăm pe dosul lucrului. Pe dosul lucrului, iarăși se primește jeteu lângă jeteu. Și încercați, tot, iată, deja așa să faceți, să vedeți cum vă place mai mult. Pe dos este jeteu lângă jeteu. Iată. Prima așa. Haideți să lucrăm și pe ăsta așa. Și să vedem ce vom obține. Vedeți că este puțin mai mică această găurică și faceți varianta care vă place mai mult. Mai ajurat sau mai puțin ajurat. Vedeți? Acum rândul 9. Un ochi față, jeteu, două scăzute spre stânga, două scăzute spre dreapta. Jeteu, un ochi față. Acesta este un raport. Repetăm. Un ochi față, jeteu, două scăzute spre stânga, două scăzute spre dreapta,
Jeteu un ochi față. Și al treilea raport. Un ochi față, jeteu, două scăzute spre stânga, două scăzute spre dreapta, jeteu, un ochi față și cel de margine pe dos. Pe dosul lucrului lucrăm după cum stau ochiurile. Rândul 11, două ochiuri scăzute spre dreapta, jeteu, două ochiuri pe față, jeteu, două scăzute spre stânga. Acesta este un raport. Repetăm. Două scăzute spre dreapta, jeteu, două ochiuri pe față, jeteu, două scăzute spre stânga. Al doilea raport. Și acum, încă o dată repetăm. Două scăzute spre dreapta, jeteu, două ochiuri față, jeteu, două spre stânga și un ochi pe dos. Rândul 12 completăm pe dos. Am repetat schema, deci este toată schema. Este un model ajurat foarte frumos. Am repetat o schemă ușoară. Și acum ce trebuie? Haideți să repetăm rândul 1, să vedeți cum continuați mai departe. Rândul 1 începe cu un ochi față, două scăzute spre dreapta, dublu jeteu, două scăzute spre stânga, un ochi față. Vedeți că iarăși vine cu găurica aceasta și deja o vom lucra mai puțin vizibilă, vom lucra așa. Încercăm. Repetăm. Un ochi față, două spre dreapta, jeteu, jeteu. Și de fapt putem, iată, și așa să le facem. Pur și simplu să le adăugăm. Deja hotărâți și vedeți cum vi se potrivește mai bine. Un ochi față. Încă o dată. Un ochi față. Două spre dreapta, jeteu, jeteu. Două spre stânga, un ochi față și cel de margine pe dos. Și desigur că lucrăm și pe dosul lucrului. Să vedem. Avem ochiuri pe dos și aici este jeteu, jeteu. Am zis că primul îl facem așa, al doilea iată de aici. Mergem la următoarele, unde avem ochiurile răsucite. Tot am obținut o gaură și mergem la acestea pe care am zis că le lucrăm iată așa. Ochi pe dos și să vedem ce fel de găuri am obținut. Prima mai puțin mai mică. Nu, este cam așa. Să vedem a doua, mai nu se vede ochiurile pe care noi le-am adăugit. Și a treia, gaură este, ei, ce să zic, îmi plac toate. Depinde cât de ajurat vă doriți. Sunt bune, potrivite. Vă alegeți.
Acesta a fost modelul de astăzi. Vă las pozele să vă inspirați și vă aștept la un nou podcast. V-am pupat, la revedere!